Salutare tuturor și bine ați venit sau revenit pe acest canal. Noi suntem Retribici și astăzi o să vă luăm cu noi într-o locație inedită. Tocmai ce am ajuns în Murighiol și suntem la 5 chirpiți. O să vă arătăm locația. Aici vom sta pentru următoarele 5 zile și o să vă luăm și pe voi în toate activitățile pe care le vom face. Locația este una inedită și cu un design aparte. O să vedem căsuțele imediat, o să facem și room tour. Și locul acesta se numește Pe Uliță. Deci cum intri în complex, vedem ulița, după care recepția, care are o denumire foarte frumoasă, Arca lui Noe. O să vedem de ce se numește așa. Apoi este partea de foișori și partea de restaurant. Noi suntem cazați în casa bătrânească. Din câte am înțeles, aici a fost prima unitate pe care au avut-o. Bine ați venit pe prispa noastră de la casa bătrânească, căsuța bătrânească numărul 1. Și acum haideți și în interior. Acesta este holul nostru. Totul este amenajat diferit în toate căsuțele. Deci nu o să fie două căsuțe asemănătoare, doar că merg în aceeași direcție de design. Îmi place că sunt tablouri și diverse lucruri. Uitați, de exemplu, aici este un fier de călca vechi. Ia uitați! S-a menținut treaba asta a zonei și apreciez super tare. Aici avem o toaletă, camera cu dușul, ceea ce nu cred că era înainte în această căsuță. Este o adiție modernă, că totuși trebuie să avem confort. Aici este una dintre camere unde ne-au adus și pătuți pentru Eva. Cum spuneam, design frumos, un accesoriu, detaliu care face diferența. La fel și picturile, uitați ce drăguț arată și acolo, pe margine. Ambele camere au și frigider. Aer condiționat. Acolo a stat soacra mea împreună cu Eva. Noi am stat în această cameră împreună cu Serena. Aici este patul unde a stat Sere. Toată camera și tot designul este pe ideea asta de alb și albastru, care este al regiunii de aici din Dobrogea. De aceea și toată ulița are casele în direcția asta. Bine ați venit pe ulița de la 5 chirpici! Uitați ce căsuțe frumoase cu pridvor sau prispă. Dacă mai știți ce este asta. Cred că aici se făcea pâinea înainte. Sigur, aici se făcea pâinea, nu? Aici se punea coca la frământat și la dospit. Copiii când erau mici uneori erau spălați în așa ceva. Atenția la detalii este una on point. Totul este branduit și uitați-vă cât de frumos și ramele de la geam sunt. Au păstrat oamenii și un car. E frumos să explici copiilor că înainte oamenii mergeau cu așa ceva tras de boi. Cred că pentru ei este un lucru ce nu poate să fie înțeles decât poate prin poze. Avem și legănel. E, dacă tot avem legănel, hai să vedem dacă e și confortabil. Avem și suport pentru picioare și avem și aici o frânghie de care să ne tragem. Răzvan trăindu-și copilăria. Chiar vorbeam cu Eliza zilele astea. Doamne, cât de mult ne-ar plăcea să avem o casă așa undeva în afara Bucureștiului, să ne relaxăm, să mergem, să avem animale, efectiv să ne conectăm cu natura. Aici este locul perfect în care simți aceste sentimente. Este foarte tare că cei mici apucă să experimenteze niște lucruri pe care noi poate am avut ocazia, gen am fost norocoși să le trăim, adică viața asta așa de la țară, chiar dacă aici lucrurile sunt maxim. Sunt foarte estetice lucrurile de aici, da, ca să și înțelegeți. Cu, și cu confort maxim, că noi când stăteam la țară, WC-ul era în curte. Și n-aveam curent de multe ori, n-aveam internet, aici, erau alte vremuri. Aici este experimentarea vieții tradiționale, dar cu confortul zilelor noastre, să zicem așa. Iar acum o să mergem la ferma de animale și o să vedem minunata lamă, o să vedem ponei, au și cai și am înțeles că o să putem face mâine și o plimbare cu trăsura. Iar aici avem un iaz și din câte am înțeles putem să luăm undițe și să pescuim. Și acum mergem repede spre Serena să vedem dacă pescuiește cu mâinile goale. În drum spre animale, trebuie neapărat să menționăm faptul că oamenii aici au sere și la restaurant folosesc din legumele pe care ei le au în sere. Uitați-vă puțin. Mamă, în sfârșit simți și tu mirosul de roșie adevărată. Gata, am luat-o, e bio. Nu vreți să știți cât de bine miroase? O șterge așa un pic de pământ, că așa păi, se face. Așa se face, dăm puțin pe tricou și gata. Mamă, ce bună e. Yummy. Și uitați aici, avem și ardei capia, da, avem gogoșari, avem ardei bianca. Sunt notați? No, nu, îi știu. Nu cred, vai, potolește-te. Lucrești într-un magazin, nu? Ar fi fost culmea să nu-i știu, da? O parte din animale cred că s-au dus la culcare, că nu le mai văd pe aici, dar Mașa și Popei iau cina și ne place și pe noi să-i privim. Bună!
au spus oamenii că putem să le punem șa și putem să punem fetițele pe ei și mă gândeam că poate o punem pe Eva, dar ce drăguț ar fi! El este Trump și astăzi noi ne-am dat pupiți! Bună, Trump! Eu nu credeam vreodată că o să am curajul să pup o lamă, deși mi-aș fi dorit ca un capul la fin. Și mai devreme am intrat la Trump. Ia uite-o pe Michel! Michel, ce faci, dagă? Obama e puțin arogant, așa, nu prea Obama ne bagă seama. Obama e arogant și Michel e stalker. Da. De unde nu te aștepți să apară așa gen... Iung. Și aici trebuie să vă arătăm ceva super ingenios ce au aceste căprițe în țarc. Este această trambulină. Cum ar fi să vedem mâine dimineață căprițele cum sar pe trambuline? Ele par foarte fericite aici. Puțin uimite, nu știu ce se întâmplă, de ce noi le filmăm. De ce apar pe vlog. Mai departe avem partea de păsări. Avem păuni, avem bibilici acolo în spate. Mai departe avem rațe. Uitați ce drăguță este doamna cu pălărie, foarte elegantă. Iertați-ne că v-am deranjat. Rățuștele mele înoată-n. Yes. Rățuștele mele înoată-n. Yes. Dau din aripioare și fac mare haz. Ha, ha, ha. Dau din aripioare și fac mare haz. Iar aici în spatele nostru avem grajdurile unde avem 3 cai. Doar că în seara asta nu știu dacă mai putem să-i vedem. Au niște nume foarte deosebite. Sunt Shakira, Diva și cu... Nu știu cum o cheamă pe ultimul. Cum îl cheamă pe cal cu A? Amos. Și Amos, băiatul. Iar mâine o să putem organiza o plimbare cu șareta. Cam atât pe seara aceasta și ne vedem mâine de dimineață. Mâine vom avea un program foarte special pentru că este și ziua soțului meu. Este ziua lui Răzvan, face 30 de ani, așa că am făcut un program foarte deosebit. Fiți alături de noi! Bună dimineața din a doua zi de Delta. Astăzi mergem cu barca pe Dunăre să vedem fauna și flora. Ne-am dat cu spray de țânțari și suntem pregătiți să ridicăm ancora. Haideți să vă spun un secret. Astăzi este chiar ziua lui. A făcut 30 de ani. Puteți să-i spuneți în comentarii la mulți ani, Răzvan. Am ajuns și pe faleza din Murighiol. Mergem acum să ne îmbarcăm și voiam să vă spun că această excursie este organizată de cei de la 5 chirpici. Mergem repede să vedem bărcuța noastră, de-abia așteptam, am înțeles că este una foarte mare. Avem loc și cu căruțul Evei, deci o să poată să doarmă liniștită și noi să ne uităm, să ne relaxăm. Să ne bucurăm de experiența Deltei. Eu nu am mai fost până acum, așa că sunt foarte nerăbdătoare, Răzvan a mai fost și întotdeauna a avut cuvinte de laudă pentru acest loc. Și abia aștept să văd și reacția Serenei. A fost... o adevărată aventură să ajungem aici. În spate avem acolo chestia abruptă și aici, wow, pontonul ăsta se cam mișcă cu noi. Stați să vă dăm puțin vibe-ul locației. Aici este locul de unde se îmbarcă oamenii pentru plimbări. Și acum mai avem puțin, ajungem la barcă. Am băgat și căruțul. Hai să mergem la treabă. Oficial, excursia noastră cu barca a început. Și știu că sunt foarte mulți oameni curioși legați de cu ce se întâmplă cu țânțarii. Nu, nu este cortină de țânțari. Nu m-am mușcat niciun și după ce eu sunt aia mereu înțepată de țânțari. Eu eram foarte emoționată de acest subiect, dar suntem cu toții bine. Uite, uite un animal târc cenușiu în dreapta. Acum am intrat în rezervație. O să mergem destul de încet, că nu avem voie să deranjăm pe aici lucrurile. Și în stânga și în dreapta avem foarte multe pensiuni și am discutat acum cu cineva și ne-a spus că dacă vrei să-ți construiești o casă în momentul de față în rezervație, transportul costă aproximativ cât costul casei. Este foarte complicat să-ți aduci toate materialele până aici. Am făcut o mică oprire, am înțeles că aceștia sunt ciulini și se mănâncă, da? Și acum vedem și noi pentru prima dată. Și mănânci miezul dinăuntru. Și ăsta alb îl mănânc? Da, doar ăla alb. Ok, deci decojim așa și mâncăm doar chestia asta albă. Cam așa arată, e fix ca o alună, necoaptă. A, e super bun, e ca o alună, crudă. Da. Ia. Doar că e moale, dar e gust exact ca un miez de alună. E foarte bun. Avem aici un moment de vizualizare a nufelilor, da. Răzvan vrea să fie unul pentru acasă. Aceștia sunt pui de lebădă. Sunt puțin mai închiși așa la culoare când sunt mici, dar după se transformă și sunt extraordinar de frumos. Se spală, da. Au băgat veniș sau as sau clor în Dunăre, că la asta se albesc. Ne faci de râs. Gata și excursia cu barca pe Dunăre.
A fost foarte frumos. Mergem acum la 5 chirpici, unde suntem cazați, mâncăm și revenim mai încolo de la plimbarea cu șareta cu căluții. Vă povesteam că astăzi este ziua lui Răzvan și noi avem o surpriză pentru el. Am venit de la București cu baloane cu 3 și cu 0, cu baloane albe și albastre. Am dat comandă de tot la restaurant și vom încerca să facem schimați în timp ce el este la masă. Serena a zis că vin cu ea la locul de joacă. Umflăm baloane și va trebui să le ducem acolo cu alai. Să apară și tortul, am dus și lumânări și sperăm că lucrurile vor ieși bine, să ne țineți pumnii. Avem baloanele și fetele acolo umflă. Eva stă singură în picioare. Bravo, fată! Ne ducem să facem surpriza! Sunteți nerăbdătoare? Da. Deci când intrăm, începem să cântăm la mulți ani. Mulți ani trăiască, da? Emoții! Dacă ți-a plăcut până acum acest video, nu uita să ne dai like și subscribe. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Ați făcut mare surpriză aici, mi-a făcut schema ță, dar nu mă așteptam. Ai și piesă! Am și piesă, da! Trăiască, mulți ani trăiască! A organizat Eliza frumos cu tort, fără să știu absolut nimic, da? Baloane, deci cred că te-ai pregătit de la București, nu? Da, m-au ajutat cei de la 5 chirpici. Foarte drăguț, vă mulțumim mult de tot pentru surpriză. Și acum a venit momentul să suflu un tort. 1, 2, 3 și... Aventura strigațiura după un somn puternic, după plimbarea cu barca, acum mergem să ne plimbăm cu trăsura. Haideți să vă fac cunoștință cu caii. Noi i-am văzut și ieri, așa că deja ne cunoaștem. Aici o avem pe Diva. Sunt foarte mari. Deci eu și cu Răzvan suntem înalți. Eu am 1,77 și Răzvan are 1,90 m. Uitați-vă ca idee cât este acest cal. Aici vă avem pe Shakira. Dragă, uite, chiar stă la video. Puteți observa ce păr ondulat are Shakira. Exact ca Shakira. Și uitați, chiar scrie aici, pe grajdul ei scrie Shakira. Și îl avem și pe Amos. Amos este băiatul turmei de hergheliei. Și cu el o să mergem astăzi. Acum o să-l pregătească pe Amos. O să-i pună hamurile. Haideți să vedem mai de aproape. Am aflat acum că Amos are 800 de kilograme. Vă dați seama cât este imens. Urmează să-l aducă pe Amos și să-l pună la căruță. Nici nu-i vreau să spui căruță. Șaletă. La șaleta noastră. Acum trebuie să așteptăm puțin pentru că Amos a plecat într-o cursă nebună. Fiind prima cursă, el este foarte agitat și e destul de periculos. Așa că noi așteptăm aici liniștiți să-și epuizeze, să-și descarce energia aia agresivă. Și după o să urcăm și noi. Au venit aici și doamnele să vadă căluțul cât de frumos este. Și acum ne pregătim să ne urcăm, să mergem cu trăsura. Încă o dată vi-l mai arăt așa să vedeți cât de frumos este înhămat Amos. Ne-am urcat și suntem pregătiți de drum. Hai, dragă, în șaletă, că ne așteaptă taxiul. Haide să mergem, suntem pregătiți. Și am plecat. Să știți că este foarte confortabilă. Această trăsură are și suspensii. Simți ca mașină? Decapotabilă, probabil, m-aș simți așa. Am terminat și plimbarea cu trăsura, a fost foarte interesant. Te aduce așa aminte de vremurile. Eu cel puțin, când eram mai mică, mai mergeam cu prietenii, când mergeam la țară cu trăsura, mergeam la tot felul de bălciuri. Dar nu pot să zic că am mers la cu o șaletă așa de elegantă. Deci chiar a fost o experiență foarte classy. Dacă ajungeți la cei de la 5 chirpici, este ceva ce trebuie făcut și e foarte frumos aici, că chiar aici ce să faci. Simt că nu m-am plictisit deloc de când am venit. Și pentru că aici la 5 chirpici avem și un parc de biciclete, este timpul să facem și noi o plimbare. Eu cu Eliza și cu Serena. Serena deja s-a pregătit și a luat pernuță ca să stea frumos pe portbagaj. Haideți cu noi să luăm bicicletele și să mergem. Aceasta este bicicleta mea. Este o bicicletă de livadă. De ce e de livadă? Pentru că are aici coș. Adun mere. Cum o să te duci la magazin și ți-ai apă? Să văd dacă e prea moale. Pentru că eu am o greutate cu 3 cifre, trebuie să îi mai băgăm puțin aer în roți. La revedere, mergem la livadă.
Am dus să iau și o bicicletă. Goodbye. Și acum mergem puțin la magazin să ne cumpărăm și noi o înghețată, să luăm o apă și revenim de acolo. Am terminat cumpărăturile de la supermarketul din sat și destul de scumpicel, au prețurile destul de măricele, pentru că pe toate astea am dat nici mai mult, nici mai puțin de 57 de lei. Cred că înghețata voastră a fost scumpă, pentru că ce am luat eu a fost un leu și chestiile de la bețele astea au fost 5 lei. Deci eu am cheltuit 6 lei. Terena a dat pe asta 13, deci 19 și încă 30 de lei. Apa și înghețata au fost scumpe, vezi? Astăzi este o zi de relaxare, așa că Răzvan își duce fetele la jacuzzi în zona de spa și am zis să nu profităm doar noi și așa că suntem toate fetele, după care vom merge la piscină și cam asta este planul nostru pentru astăzi. Mi se pare un plan corect pentru o zi de duminică. Este un program la fix, mai ales că diseară vom pleca la București acasă și asta pentru că, și la modul chiar diseară, și asta pentru că Eva nu este cel mai liniștit copil în mașină, așa că vom pleca noaptea când știm că va dormi, ca să putem conduce în liniște și pace până la București. Haideți să intrăm la spa și să vă arătăm cum este aici spa, unde avem jacuzzi și saună uscată. Ne așteaptă jacuzzi. Ce drăguț este! Așa estetic, și de ce scaunele frumoase! Da! Opa! Eu și cu Răzvan vom merge la un masaj de cuplu, așa în doi. Fetele sunt cu One, așa că noi ne bucurăm puțin de timp în doi și de relaxare. Aceasta este și camera în care ne vom relaxa și probabil Răzvan va adormi, simt asta, dar o să-l țin de mână, că vom fi. Nu o să adorm niciodată, n-am adormit la masaj. Revenim. One hour later. Cam acestea sunt fețele noastre după o oră de relaxare și bibileală. Deci cred că ăsta a fost cel mai bun masaj pe care l-am făcut vreodată. Complex. La degețele, la urechi, la față, la cap, la cap, la stomac, la picioare, tălpi, tot. Exact, a fost prea top. Cam asta a fost și experiența noastră în Delta. Dacă v-a plăcut vlogul, nu uitați să ne dați un like, să ne dați subscribe, follow pe Instagram Retevici1 și pe TikTok Retevici, unde postăm aproape în fiecare zi. Și postăm și pe stories, așa că vedeți în timp real ce se mai întâmplă în viața noastră și din toamnă ne vom întoarce în a face sketch-urile noastre amuzante, care vă plac foarte mult, de pe partea de shorts. Noi suntem Retevici și v-am pupat!